De multe ori în viață există situații care par o coincidență perfectă. Uneori totul se adună la un moment dat într-un mod cu totul întâmplător. Iar după aceea totul se întoarce pe dos. Este exact ceea ce i s-a întâmplat eroinei din povestea noastră de astăzi. Dar înainte de a continua istoria, vă rog să vă abonați și să ne dați un comentariu. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Cu voi este canalul Smart Child. Vizionare plăcută! Ea a aflat adevărul datorită unei serii de circumstanțe, dar tocmai acest lucru a ajutat-o în viață. Arina, ca de obicei, și-a trimis fiica la școală și se ocupa prin bucătărie de treburi. Zilele ei nu erau foarte diferite una de alta. Se trezea mai devreme decât toți ceilalți, pregătea micul dejun pentru soțul și fiica sa. Își vedea fiica plecând la școală și începea apoi să pregătească prânzul. După aceea se ocupa de curățenie, de spălat și de alte treburi casnice. Nu ar fi corect să spunem că era în întregime nemulțumită de situație, dar uneori un sentiment de melancolie o măcina. Înainte, femeia obișnuia să lucreze ca fotograf la o revistă. Viața ei era plină de ședințe foto, interviuri și investigații. Era o viață bogată și diversă. Tot ce a rămas din trecut a fost un aparat foto bun, nimic mai mult decât atât. Era făcut curățenie generală și încă mai era destulă mâncare pentru cină, așa că astăzi Irina a decis să plece în căutarea unor fotografii frumoase. Din când în când își lua aparatul foto și se plimba prin oraș, făcând poze pentru propria plăcere. A vrut să părăsească limitele cartierului său, așa că s-a urcat în primul autobuz pe care l-a văzut și s-a îndreptat spre cealaltă parte a orașului. Îi plăcea sentimentul de a face ceva pentru ea însăși. A coborât din autobuz și a început să meargă pe stradă. Era într-adevăr o stradă pitorească, cu copaci frumoși, iar acolo erau multe cafenele și terase. Arinei îi plăcea să facă poze oamenilor, așa că și-a concentrat din nou obiectivul asupra persoanelor care stăteau acolo și a înghețat. A observat o figură cunoscută. Arina era aproape sigură că soțul ei stătea la o masă din cafenea. Dar ce putea să facă el aici? El lucrează departe de această zonă, se întrebase Irina. De la început, ea s-a gândit să se ducă pur și simplu și să întrebe. Dar apoi și-a amintit că soțul nu era prea entuziasmat de hobby-ul ei. Nu-i plăcea când ea era plecată prea mult timp de acasă. Cu toate acestea, curiozitatea a pus stăpânirea pe femeie și a decis să vadă pe cine așteaptă soțul său. Trebuie spus că Arina considera căsnicia ei fiind practic ideală. Soțul ei câștiga bine în timp ce ea avea grijă de casă și de copilul lor. I s-a părut destul de firesc ca după nașterea Cătălinei, soțul ei să-i ceară să renunțe la job. Ea era acasă de 13 ani. Ori de câte ori începea să vorbească despre întoarcerea la muncă, soțul ei încheia întotdeauna aceste conversații nemulțumit. Cu toate astea, Arina era sigură că el făcea toate astea din dragostea pentru ea. La urma urmei, el fusese întotdeauna cel pe care ea îl căuta. Grijuliu, serios și care nu o rănea niciodată. Exista oare ceva ce putea merge prost în această idilă? Dar într-o coincidență ideală, totul s-a așezat la locul său. Arina s-a așezat la o masă îndepărtată de pe terasă. Își putea vedea bine soțul, dar ea însă și era ascunsă în spatele unui palmier mare din incinta cafenelei. A comandat o cafea și a așteptat. Câteva minute mai târziu, o brunetă a intrat în cafenea. Arina era sigură că se îndrepta spre masa lui Mihai. A privit și nu-i venea să creadă ochilor. El a îmbrățișat-o pe brunetă în jurul taliei și a tras-o spre el. S-au sărutat în cafenea în plină zi ca și cum soția lui nu l-aștepta acasă. Pământul a alunecat de sub picioarele Arinei. A simțit furie, ură și durere deodată. A vrut să se ducă și să întrebe direct ce se întâmplă, dar picioarele nu o ascultau. Avea dorința de a se asigura încă o dată că aceasta era realitatea. Și-a scos telefonul și l-a sunat pe Mihai. Bărbatul care stătea la masă a răspuns și bineînțeles a salutat-o pe Arina.
Sunt într-o ședință, acum nu pot vorbi. Dacă nu este urgent, vorbim acasă. Și a închis imediat telefonul. Arina a văzut cu ochii ei în ce fel de ședință se afla. Soțul ei și tânăra lui amantă au stat mult timp în cafenea. Arina a rămas și ea acolo. A privit cum vorbeau dulce, cum râdeau, cum bruneta îi dădea soțului ei desert. Mânie o sfâșia. Apoi și-a amintit de aparatul foto așezat pe masă. Trebuia să facă o fotografie. Arina însă și nu știa încă de ce, dar pentru un motiv oarecare a decis că era necesar. Arina mergea spre casă. Un milion de gânduri îi treceau prin cap. Dar când furia s-a mai domolit puțin, a început să se gândească la viața sa. Și-a dat seama că nu avea cui să-i spună despre asta. Soțul ei a tăiat comunicarea în mod discret de la toate prietenele. Abia acum înțelegea asta. La urma urmei, lumea ei fusese dată peste cap. A vrut să-și adune lucrurile și să plece, dar nu avea unde să se ducă. Atunci a ajuns la concluzia că nu putea acționa impulsiv. Avea nevoie de un plan de încredere. Nu a dat de înțeles că știa despre trădarea soțului. De câteva luni se pregătea să plece și să-și ia fica cu ea. S-a dovedit că soțul ei nu i-a acordat prea multă atenție. Principalul lucru pentru el era să aibă o cină caldă. Arina a reușit să ia legătura cu redacția la care lucra înainte. După cum s-a dovedit, nu s-au supărat să o primească înapoi. La început a fost de acord să lucreze câteva ore pe zi. Și în câteva luni a reușit să strângă niște bani pentru a închiria un loc de locuit. De asemenea, a decis să consulte un avocat pentru a înțelege cum să procedeze pentru a-l împiedica pe soțul ei să ia fica. I-au trebuit 6 luni de muncă istovitoare pentru a-și perfecționa în cele din urmă planul. Într-una dintre zilele în care soțul ei nu era acasă, și-a împachetat lucrurile și s-a mutat în apartamentul închiriat. A fost dificil să explice totul fiicei sale, dar aceasta s-a dovedit a fi foarte înțelegătoare. Pe masa apartamentului lor a lăsat un plic cu fotografiile de la cafenea și a lăsat și un bilet pentru el, în care solicita divorțul. Ne vedem la judecată. Imediat după aceea s-a dus să lucreze cu normă întreagă. Procesul de divorț a fost lung și obositor, dar în cele din urmă ea a câștigat judecata. Nu a primit prea multe din bunurile soțului său, dar a avut dreptul la o sumă substanțială din contul lor bancar comun. Instanța a decis de asemenea că fiica ar trebui să locuiască cu mama. Fotografiile care au fost făcute au fost utile. Au acordat o pensie alimentară substanțială. Soțul a fost furios, a sunat-o și a amenințat-o pe Arina. A spus că ar trebui să se întoarcă la el. Cu toate astea, femeia a decis singură că trebuie să se distanțeze cât mai mult posibil de soțul său. La urma urmei, acesta întunecase mintea de ani de zile. Era teamă să-l asculte și să fie de acord cu argumentele lui. Irina a ascuns cu grijă unde locuia și a încetat să mai răspundă la apelurile lui. Iar după procesul de judecată, totul s-a oprit. Soțul ei trimitea pensia alimentară. Mai târziu a început să-și vadă fiica o dată pe lună. Avea încă multe probleme de rezolvat, dar acest plan a fost un succes răsunător. În cele din urmă, ea a început să trăiască din nou. Din păcate, există multe povești ca aceasta și nu toate au un rezultat ideal. Unii oameni trăiesc așa ani de zile fără să-și dea seama. Nu toată lumea reușește să se elibereze precum eroina din povestea noastră. Dar dacă te vei vedea vreodată în ea, amintește-ți că există întotdeauna speranța de a-ți schimba viața. Există oameni care sunt dispuși să te ajute. Sperăm că eroina acestei povești va reuși să-și schimbe viața și că aceasta se va umple de culori noi. Dragi prieteni, dacă v-a plăcut această istorie, nu ezitați să apreciați cu un share și să vă abonați la canal. Vă mulțumim mult! Ne vedem data viitoare!